Bun găsit tuturor! Canapeaua Euronews a ajuns și pe plajă. Suntem în stațiunea Mamaia, iar alături de mine este șeful salvamarilor din Constanța, cel care pe timpul sezonului estival are responsabilitatea 10.000 de turiști care vin să-și petreacă vacanța în această zonă. Gabi Culea, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența pe canapeaua Euronews. De 25 de ani veghează plajele din Constanța și Mamaia și de multe ori și-a riscat viața pentru a salva din valuri oameni aflați în primejdie. O muncă extrem de riscantă și o responsabilitate imensă, mai ales în timpul sezonului estival. Apa este un mediu periculos pentru toată lumea atunci când nu sunt condiții de not să o respecte și să nu se aventureze, pentru că spre deosebire de alte situații, natura te dovedește. Oricât de bine ai fi pregătit și de foarte multe nu se mai poate face nimic. Noi ne cunoaștem de aproape 20 de ani și am fost martoră la multe salvări la care ai participat. Doar eu știu de 10 de cazuri de persoane pe care le-ai salvat de la necle, recuperat din apă și de multe ori te-am văzut și pe tine și pe colegii tăi, v-am văzut cu lacrimi în ochi după o astfel de intervenție. E foarte greu, au fost foarte multe situații în care persoane care le-am avertizat pur și simplu ne-a rugat să nu intre în apă. Au fost situații care n-am putut să ne facem nimic, n-au mai reușit manevrele de resuscitare. Trebuie să înțeleagă că sunt foarte, foarte puține secunde, rare ori minute în care poți să faci ceva, să salvezi. Fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană au contribuit și ele la salvarea de vieți la malul mării. Noi am avut o șansă foarte mare, în urmă cu aproape 13-14 ani, în care datorită acestor fonduri s-a putut accesa, am putut să dezvoltăm o școală de salvamare, am putut să facem un bazin de not, avem casa noastră, cum spunem noi. Fără acele fonduri nu am fi reușit. Am reușit să instruim, dacă nu mă șer, în prima generație, aproape 500 de salvamari, 444, dacă nu mă șer, de salvamari, scafandri. Am avut șansa să avem o echipă din Germania cu care să colaborăm și acum cu ei, unde am reușit să ne dezvoltăm. Plus achiziționarea de echipamente, unde fără acest lucru nu s-ar fi reușit și pe parcurs de acum încolo, faptul că se pot accesa fonduri ne deschid noi orizonturi. Uniunea Europeană le-a deschis salvamarilor drumul către schimburi de experiență, iar asta a făcut ca plajele de la noi să fie mai sigure. Ce înseamnă pentru tine Uniunea Europeană? Mai multă libertate. Libertatea de a putea ieși din țară, în primul rând. Am reușit să mergem în multe zone unde să putem să învățăm ce înseamnă serviciul salvamar. Am fost pe foarte multe plaje din Europa. Am făcut, cum spunem noi, beach patrol cu ei, să învățăm, să putem să aducem și noi informații noi. Mergi la vot? Întotdeauna merg. Sunt primul acolo, știi, mă pregătesc de dimineață. Încurajez, doresc toată lumea să meargă la vot. Pentru că atâta timp cât reușim să ne exprimăm, indiferent pe cine alegem, e important că ne pasă. Dacă ai stat de vorbă cu un eurodeputat, dacă ai avea ocazia să fii față în față cu un eurodeputat, ce i-ai transmite punctual ceva pentru meseria pe care o practici, pentru plajă, pentru comunitate? Cei care ne reprezintă, nu contează culoarea politică, să facă echipă. Să facă echipă pentru noi, pentru că sunt foarte multe domenii și sunt ferm convins că sunt oameni care se dedică fiecare pe domeniul lui. Toată timp când se face echipă și se trage, cum spunem, la aceeași căruță, lucrurile se mișcă. Chiar dacă nu sunt imediat, dar în timp se mișcă. Doamnelor și domnilor, canapeaua Euronews, iată, și pe plaja din stațiunea Mamaia, vom reveni și cu alte informații și cu alți invitați. Rămâneți pe Euronews România!